Da. Bună ziua și bine ați venit la livrarea primei nave OPV 2600. Este o navă, este prima din seria de OPV-uri 2600 construite la Daman Galați, dar clientul este un client care a revenit după livrarea cu succes a primelor două nave din seria OPV 1900, Yarmouk și Tabuk, livrate în februarie 2020 și noiembrie 2020. Iar iată că după 2 ani de zile am început construcția celor două nave OPV 2600. Astăzi o livrăm pe prima dintre ele, urmând ca la sfârșitul anului să fie livrată și cea de-a doua navă. Câteva caracteristici. Pe scurt. Îmi pare rău, informații cu privire la cost nu se pot distribui desigur, dar nava are, va deservi marina pakistaneză pentru operațiuni de antipiraterie, salvare și recuperare pe mare, atât și precum și asigurare de securitate maritimă pentru Pakistan, pentru rutele comerciale care sunt în Oceanul Indian. Poate fi utilizată și pentru combaterea traficului de droguri și persoane? Desigur, nava are tehnologii avansate și sisteme foarte avansate, poate fi utilizată în multe operațiuni, inclusiv cele de război, dacă este nevoie. Este foarte bine dotată. Am văzut că este dotată și cu un heliport. Într-adevăr, avem și un heliport, poate primi un elicopter, avem și un hangar în care va fi stocat acest helicopter, câteva bărci de mare viteză, tunuri lansatoare, mitraliere de 12,7 mm, este dotată. Câți oameni au muncit la ea în șantierul de la Galați? În șantierul de la Galați, mie îmi place întotdeauna să spun că toți oamenii au muncit, chiar dacă avem persoane dedicate care finalizează proiectul și care fac parte din echipa de proiect, dar în atelier toți oamenii participă și contribuie la construcția navei. Vorbim în cazul de față de un număr de undeva la 1500 de persoane din șantierul Daman Galați care au contribuit mai mult sau mai puțin la acest proiect. În paralel cu acest, a durat la Galați aproximativ 2 ani de zile construcția de la debitarea primei table și până la ziua aceasta. Dar pe lângă cei din Galați, desigur, sunt și alte firme care sprijină proiectul, mă refer la cele de proiectare. În cazul de față este, deși am pornit la bază de la proiectul OPV 1900, acesta a fost dezvoltat ca și nou cu o firmă de proiectare din Olanda și o firmă de proiectare din Ucraina, toate desigur aparțin Daman. Ce mai aveți în construcție pentru România? În momentul de față, în construcție, am demarat, mai avem nava militară pentru marina olandeză, Combat Support Ship, dar avem și o serie de iahturi în construcție, iahturi de 80 de metri, în curând va fi lansat unul dintre ele. Am demarat două feriboturi dintr-o serie de 4, care va fi continuată cu alte două. Comandă de la un client care a revenit, BC Ferries, din Canada. A fost menționat mai devreme dacă acel multipurpose vessel MPV pentru marina portugheză și în ianuarie 2025 vom demara și cele 4 ASVF-uri pentru marina belgiană olandeză. Nu aveți nevoie și de ajutorul celor de la Mangalia? Întotdeauna este nevoie de ajutor. Cred că la anul va trebui scalată forța de muncă. Deja sunt discuții și cu separate, dar mă rog, e o situație mai delicată, trebuie să înțelegeți. Când se va concretiza, cu certitudine, forța de muncă este binevenită. Daniel Vrabie, sunt manager de proiect pentru Daman Galați, dar desigur este o echipă complexă. Avem reprezentanți și din Olanda și din Galați care participă la proiect.